Am văzut nimic, incidente, a fost vreo provocare, ceva pe parcursul meciului? A fost un terorism. Da? A fost un atentat. Da? Da? Da. Am înțeles că... N-am știut că domnul Ciolacu a fost la meci, că dacă știam... Da? Eu îi strigam numele. Nu... Dar n-am știut. Serios? Vă dau cuvântul meu, onoare, dar nu îi strigam numele. Da? Și a venit omul să vadă unde e terorismul. Da, am auzit după aia. A fost la meci, a stat omul civilizat la tribuna întâi, fără figuri în cap. A văzut un spectacol, da. N-a văzut terorism, da. A văzut omul un meci de fotbal. Niciun atentat, nimic? N-ați dejucat niciun atentat? Nimic, nimic. Deci nimic. Totul spectaculos. Am înțeles, da. Și văd că se simte bine din imagini, domnul prim-ministru, văd că s-a simțit bine. Chiar i-ați fi strigat numele? Că v-ar fi acuzat eu după aia lumea. Eu unul o făceam. Da? De ce? Dar n-am știut. De ce, Gigi? Un om care vrea să facă ceva în țara asta și vezi că o face pe față, nu cu ocolite, nu cum stai așa să discutăm, adică cum se mai fac în alte dăți parte priuri de genul ăsta. Omul a ieșit clar, domne, trebuie să joace toată lumea. Cu doamna Elisabeta Lipă și nu mai știu cu cine mai era, da? A spus omul frumos, uite, aceștia sunt medaliați ăștia care au făcut ceva pentru țara asta, adică pentru sportul românesc. Aha. Și tu să încurci spectacol, să vină omul să vadă un meci frumos de fotbal, să încurci pentru ce? Pentru ce? Că ai tu ambiții personale cu Gigi? Asta e treaba ta cu el, lasă suporterii pe stadion să vadă fotbal. Da. Faptul că omul a spus lucruri corecte și a fost drept, nu cu noi, cu toată lumea, mi se pare corect. Și a venit omul să vadă și dacă există terorism, a văzut că nu există, să ia măsurile care se impun.